să faci trucul vechi cu moneda în mânecă, trebuie să-l personalizezi, fiule. Să ai și flair! Ei bine, în sfârșit, încă un student. De fapt, nu sunt. Sper că ți-ai printat formularul online de înregistrare, pentru că nu mai am tuș. Bătrânelule, sunt aici să-l ajut pe Cher. Să-l ajuți? Asta e clasa mea și... Cher, poate vrei să încerci ceva mai simplu pentru început? Poate trucul cu cărți? Așa au început toți maestrii, inclusiv eu. Spectacol de magie. Angelo, am acum un curs în desfășurare și un client plătitor. Nu mă mai întrerupe, te rog. Bătrânelule, în caz că ai trăit într-o peșteră în ultimii 10 ani, se spune că eu sunt primul adevărat maestru de prestidigitație de la Carnachian al treilea încoace. Ei, te faci de râs, amice. Acum taci și lasă-l pe maestrul iluziilor, adică eu, să lucreze. Vă îndoiți de mine, domnule? Ce truc ați vrea să vă explic? Dispariția monedei? Trucul cu fierăstrăul? Eliberarea din cătușe? Nici să nu îndrăznești! Orice magician prestigios știe că nu trebuie să împărtășești secretele trucurilor. Este împotriva jurământului magicienilor. Ha! Cum ai aflat despre jurământul magicienilor? Băi, iad naiv! Dacă ai trăit cumva într-o peșteră în ultimii 10 ani, află că eu sunt în cartea magicienilor. Poftim? Există doar o cale de a intra în cartea magicienilor. Să creezi un truc propriu. Așa este, băiețelule. Cărțile despre magie sunt mereu prăfuite, chiar și când sunt curate. Mi-a luat ani de studiu, practică, încercări și eșecuri până să-mi creez trucul. Tăierea unui avion cu o sabie din balon? Super! Chiar e super! În comparație cu magicienii amatori ca tine. Amice, nu o să mai pot dormi până când nu voi crea un truc propriu și voi fi la același nivel cu bătrânelul. Și o voi face înainte de 80 de ani. Mă, înveți trucul cu balonul? Trebuie să încep cu începutul, fiule. Nu neapărat. Nu vorbeam cu tine, ci cu Sherwood, Angelo. Cred că sunt nevoit să îmi dezvălui trucul propriu la spectacolul de talent de premieră mondială. Imposibil! Spectacolul e săptămâna viitoare. Te rog, bătrânelule, imposibil e numele meu mijlociu. Serios? Eu credeam că e Ralph. Te super dacă promut asta puțin? Nia, nia, nia. Hachu! Hachu! Să vedem. Trucuri cu cărți? Sunt destule deja. Prestidigitație? Cunoscută drept? Iute de mâini. Prea ușor. Să vedem. Cuvinte. Hipnoză? Cot-cot-cot-cot-dac? Nea, dacă nu-i mai pot trezi, nu vreau să ajung la închisoare? Invocări? Următorul? Evadare! Prea multă recuzită! Ce se... Crezi că poți să creezi un truc original? Așa, pur și simplu? Ai la fel de multe șanse ca un pește pe uscat! Mi-a luat 30 de ani, băiat naiv! Wow! Fără somn! Cercetare și pregătire! Numele jocului din afacerea cu magie! Și e un avantaj dacă nu e superstițios! Să vedem ce mai avem acum! Iluzii? Poate... fragmente? Mecanisme? Nu! E destul de slab! Așa că am încercat trucul cu dispariția broaștei. Nu trebuia să fie un iepure? Poate că acolo am greșit. Iar acum nu găsesc broasca. Nu! Știi? Poate că nu sunt bun la magie. În regulă, o să fac altceva pentru spectacolul de talente. Atâta timp când nu faci stepă în timp ce cânti la acordeon și calciu. Pentru că asta voi face eu. M-am îngrijorat pentru o secundă. Eu sar peste o sfoară cu un băț pogo în timp ce mestec gumă. Asta e partea cea mai grea. Super! Cred. Ich spiele die Titelmelodie von einem Videospiel mit Axel 14. Cool, irgendwie. Hey, Angelo, cum merge treaba cu trucul original? Nu prea bine, Cher. Am încercat o groază de posibile trucuri, dar n-am găsit niciunul potrivit. Mi-e greu să recunosc, dar așa este. Durează ani să creez trucuri originale. Nu știu ce să zic, Angelo. Lola tocmai a clocit o broască. E destul de original. Iepuraș! Pe unde ai fost, mititelule? Îl cheamă iepuraș? Care e egal cu 1
Astfel e cunoscută drept identitatea. Lucruri simple, serios, oameni, nu e magie, e doar matematică. Domnule Fit, adică rădăcina pătrată a ipotenuzei? Da. Asta spun, Angelo. Latura AB? Da, Angelo. Pitagora, corect? Exact. Te simți bine, Angelo? Te comporți cam neobișnuit. Asta este! Despre ce era vorba? Cred că tocmai am descoperit un truc. Trucul meu original. Cel care îmi va purta numele în toate jurnalele folosite în spectacolele de magie. Magie? Să vorbim încet. Ascultă, dacă voi reuși acest truc magic, o să am nevoie de ajutorul vostru. Magie? Sună interesant. Contează pe mine. Și pe mine. Deși nu sunt priceput la magie. Cum bine știi? Bănuiesc că aș putea să fiu mim. Sunt prins într-o cutie. Haideți să nu ne panicăm încă. De acord. Ne vedem la mine acasă după școală. Iar acum, să repetăm. Dar nu vă așteptați ca marele truc să apară prea curând. Magicienii păstrează mereu marea surpriză pentru sfârșit. Mulțumesc, mulțumesc! Sunteți prea drăguți! Ei bine, ce credeți? A fost incredibil! N-am mai văzut niciodată ceva așa fascinant! Niciodată! Ar trebui să încep să-ți exersezi semnătura. Dar cum am spus, nu prea am un talent. Așa că sper că vă place colecția mea de răni. Mulțumesc, copil masiv! Și ultimul, dar nu cel din urmă, Angelo! Ne va uimi cu magia lui! Bună seara, doamnelor și domnilor! Pentru trucul pe care îl voi realiza, pe care l-am inventat și perfecționat, voi prezice rezultatul unui eveniment realizat în circumstanțe ce par imposibile! E băiatul meu! Ei bine, iată ce urmează să fac! Voi dezvălui numele celui mai incredibil magician din toate timpurile! Iar acela sunt eu, normal, da? Pentru început, voi împărți bilete pe care sunt notate numere începând de la 0 la 9 unor membri ai publicului. Chiar? Vrei să-mi iau? E bine, dacă trebuie. Bunul meu preferat. Cum ești tu? Oh, super! Mersi, amice! Oh, ce-i asta? Fac parte din spectacol! Oh, super, mersi! Sper să nu mă facă de dispar! Oh, mulțumesc! E așa de palpitant! Toată lumea știe cum se numește cântecul pe care l-ați auzit? Bossa Nova! Ești o adevărată enciclopedie! Corect! Avem un câștigător! Acum, poate cineva să-mi spună în ce an a apărut Bossa Nova? 1958! Logic! Exact, amundo! Acum, dacă îmi puteți da cu grijă biletele 1, 9, 5 și 8, mulțumesc! Iar acum, cei care încă mai au un număr în mâini, ați putea să veniți, vă rog, pe scenă? Acum, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să-i amestec pe voluntarii noștri din public. Iar acum, dacă veți păși cu atenție spre dreapta, iar tu vei veni aici, iar tu aici. Iar acum, doamnelor și domnilor, răspunsul pe care îl așteptați cu toți la întrebarea: cine este cel mai incredibil magician din toate timpurile? Tobele, vă rog! Uite, scrie Angelo! Super fantastic! Ah, sunteți foarte dragoste! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Zâmbește! Hei, nu uita să zâmbești!
Mulțumesc pentru carte! A fost de mare ajutor! Oh, cu plăcere, micuțule! Mă bucur să aud că ești în marea carte! Da! Mulțumesc că m-ați recomandat conducerea magicienilor! Flair, fiule! Nu uita de Flair! Oh, amici, a fost un truc bun! L-ai meritat! Dar acum trebuie să lucrez, mititelule! Flair! Vin aici, să-l arătăm cum se face! Vrei să iei premiul 2 la spectacolul de talente sau vrei să câștigi? Acum arătați-mi puțin Flair, copii! Probabil vă întrebați cum am încăpătat gipsul de pe mână. O poveste interesantă. Totul a început săptămâna trecută. Ah, aș vrea să nu fi văzut asta. Oh, mamicie! Nu știam că mâinile se pot îndoi așa. E nefiresc. Și dureros. Și probabil ilegal. Nu o să mă vedeți niciodată făcând yoga cu mama la yoga. Halasana, Navasana, Bukcha Nagasana, Gomu Kasana. Ha! Oh, da! Iubesc sunetul oaselor trosnite! O, amice! Poate să-ți facă bine? Nu prea cred! Sunt sigur că nu! De ce ar vrea cineva să-și facă singur asta? Haide, să plecăm de aici înainte de a-mi ieși ochii! Deci aici! Când îți vor cumpăra părinții tăi noul skateboard Olivan Dunk Turbo 9000? Așa este, copii! Este Van Dunk Turbo 9000! Nou! Îmbunătățit! Am mai spus nou? Da, nou! Cu Van Dunk Turbo 9000 la picioare veți avea garantat parte de sărituri mai înalte cu 20% și 40% mai mult control, cu 60% mai rapid și cu 100% mai distractiv! Wow! Ori e cea mai distractivă cursă, ori numele meu nu e Olivan Dunk! Van Dunk 9000! Trebuie să-l încerci! Astăzi! Toate procentele și descrierile din această reclamă nu sunt dovedite științific. Părinții mei nu mi-au promis că-l vor cumpăra încă, dar am un plan de rezervă! Drăguț! Sunt mândru de tine! Mamă, tată, vreau să vă întreb ceva foarte important. Sigur, fiule, orice! Mă întrebam dacă aș putea să am acest lucru incredibil care îmi va schimba viața în bine, mă va face un elev mai bun și probabil că îmi va oferi un statut impresionant printre prieteni. Sună rezonabil. Dragă? Ce este? E un skateboard! Corect! Cred că glumești! Ce glumă bună! Mă așteptam la reacția asta. Așa că o să le enumăr părinților multiple argumente, până când vor ceda și vor cumpăra skateboardul. Am pregătit o prezentare de 90 de minute a beneficiilor. Din vremuri străvechi, skateboardul este unicul mijloc de transport adecvat. Mai încet, fiule! Dar, tată, vreau să aud sfârșitul poveștii lui Angelo! Vorbește pentru tine! Asta înseamnă că îmi cumpărați Van Dunk 9000? Ce zici de asta, Angelo? Îl vei primi dacă vopsești casta, cureți burlanele și ștergi șemineul. Dragule, nu avem un șemineu! Cum? Muncă? Asta nu făcea parte din plan. Ei, poți să șterg eu șemineul? Sună distractiv! Mama, tată, ăsta nu e un skateboard oarecare. Ăsta este viitorul transportului! Angelo, pot să văd cât de tare îți dorești acest... Van Dunk 9000! Corect! Ce spui de asta? Vii la cursul meu de yoga o lună? Skateboardul va fi al tău. Poftim? Poftim? Păi, te-am văzut azi afară. Vei fi surprins câtă putere de concentrare îți aduce yoga. Poți să-ți inviți prietenii. Mamă, prietenii mei nu vor veni la un curs de yoga. Și nici eu. Bine, încercam doar să te ajut. Wow, ori e cea mai distractivă cursă, ori numele meu nu e Oli Van Dunk. Van Dunk 9000. Trebuie să-l încerci astăzi. Bine, mamă, voi veni la cursul tău de yoga. Oh, Angelo, cred că ți-l dorești din tot sufletul. Da. Vreau și eu un skateboard! Și eu vreau un șemineu! Pot să fac yoga? Pot să fac podul de sus fără probleme? Nu și nu! Avem o înțelegere! Cum termin școala, e timpul pentru yoga! Asta înseamnă că nu pot să le spun prietenilor unde merg! Ce ziceți de un popa scurt la Kathy? Mi-ai citit gândurile! Îmi doresc o chestie din aia albastră! N-am idee ce e! Dar arată minunat! Nu pot! Poftim? Credeam că nu există aceste cuvinte în vocabularul tău! I-am promis tatălui meu că fac ceva acasă! Ne mai vedem!
Despre ce vorbea? Habar n-am. Brioși albastre? Să ne trecem! Așteaptă! Jesse! De când vine Schmidt de la cursul ăsta? Și Manetti? Ce face Manetti aici? Când ajungem la partea cu șuturi? Amice, suntem la yoga. Din câte știu eu, nu există șuturi la yoga, amice? Mă pot ridica. Haide, cred că m-am blocat. Bun, astăzi avem câțiva studenți noi. Să-i salutăm. Bună. Hei. Ce faci? Ce faceți? Să respirăm și intrăm încet în halasana. Nu-l pot lăsa pe unul din tipii ăștia să spună tuturor din școală că particip la cursul ăsta plictisitor de yoga. Am nevoie de un plan. Era incredibil. Angelo, nu te-am văzut la cursul de yoga ieri? Oftim! Eu? Nu! Trebuie să fi văzut pe cineva care seamănă cu mine. Când ai nevoie de un alibi, alege-l pe tipul care nu reține detaliile. În acest caz, Manetti. Credeam că ești tu. Nu, imposibil. Nu eram acolo. Oh, probabil era un alt tip cu cap imens și ochi bulbucați. Amice, ți-ai putea imagina? Eu, la un curs de yoga? Nu aș putea. Ai o bună poziție a plugului. Dar și poziția cobrei și coloana răsucită ție-s bine. Ai abilități impresionante de yoga. Abilități de yoga? E un nou joc video. Orașul Yogama. E o chestie japoneză, așa că probabil nu știi de ea. Amice, cred că am citit despre acel joc în revista jucătorilor. Sună interesant. Era cât pe ce? Urdhva Mukha Hasvanasana. Bine. Acum schimbăm în Virabhadrasana. Respirați. Iar acum încet în Vrikhasana. Mâinile sus. Respirați ușor. Yoga e grea. Poate că viața mea e bună și fără skateboard. Nu suferi, nu câștigi. Și vă puteți relaxa. Angelo, vreau să te felicit pentru tehnica ta yoga. Sunt foarte surprinsă de angajamentul luat. Ți-am spus că îți va face bine. Da, poate yoga nu e atât de absurdă pe cât credeam. Ushtrasana. Nu! Nu e ceea ce pare! Trebuia să vin! Vă rog, credeți-mă! Nici măcar! Nu te mai recunosc! Ce, dragule? Prietenii mei tocmai m-au văzut la cursul ăsta! Viața mea s-a terminat! Bine, ar trebui să le spui cât de interesantă e yoga! Interesantă? Mamă, yoga nu e interesantă! Doar dacă e, trebuie doar să fac yoga interesantă! Fiți fără griji! Până după amiază, yoga va fi la modă! Deci, cât de tare e yoga? Nu vă simțiți diferit? Sunt de acord, mititelule! Acum pot sta până târziu și să mă uit la TV! Noaptea trecută am văzut o emisiune cu adevărat minunată despre cum să faci o emisiune! Super! Și pot să lovesc mai multe lucruri, da! Știu, amice! Și fii atent! Acum pot să joc jocuri video fără să o obosesc! Nu am crezut că e posibil să te simți așa! Super! Aș vrea să mă joc mai mult timp jocuri! 24 de ore nu mi-ajung! Atunci vină mâine la cursul de yoga! Sunteți toți invitați! Serios? Nu trebuie să dau probă sau ceva? Nu, doar vino! Și fi gata să transpiri! Transpirație, trăiesc ca să transpir! Duceți-mă unde se transpiră! Yoga? Oh, da, yoga! Ar putea fi interesant pentru ziarul școlii! Aș fi prima care face lucrurile! Va ajuta la respirație! Am putea și noi să încercăm yoga? Chiar dacă arată absurd, pare să fie interesant! Este! Avem mai mulți elevi noi, vă rog să le faceți loc! Angelo, ai ceva de-a face cu asta? Poate! În regulă, mâine-ți iau skateboardul. Mulțumesc mult, mamă! Bine!
Să ne așezăm în poziția Bukhanama Sana Shamala Uski Mala Sana Mashkama. E bine așa? O să știu că nu doare prea tare. Și toate s-au terminat cu bine. Aproape. Tocmai când credem că viața mea nu poate fi mai bună de atât. Iar apoi, îți îndrept mâna înainte, așa. Super! Yoga mă ajută cu schemele. Astfel am căpătat asta. Wow, Angelo, amice, skateboardul e super. Cu siguranță e. Aș putea să merg ore întregi. Poate că skateboardul ăsta e prea interesant. Este blestemat. Un turbo 9000. Poți să-l încerc, amice? Chiar te rog. Da? Blestemat! Angelo? Angelo! Also, ich muss sagen, Angelo, das war wirklich sehr lustig.